Mergem cu rulota pentru 3 nopți și ne-am pregătit. Ia uitați aici, deja totul este pregătit. Punem ultimele lucruri în... Păi, greutatea trebuie să stea în aerea, nu în centru. Ai închis ușa în spate, becul tot? Da. Am ajuns. Aici ne-am pus rulota și mașina. Bună tuturor și bine v-am regăsit la prima noastră ieșire cu caravana. După cum ați văzut și din titlu, astăzi ieșim pentru prima dată cu caravana. Astăzi este sâmbătă, am ajuns aseară foarte târziu pe la 9. Proprietarul de aici a fost foarte simpatic cu noi și ne-a așteptat și ne-a ajutat și ne-a arătat exact unde o să campăm. Așa că am avut emoții foarte mari. Ne-a luat ceva până am instalat tot, până am conectat caravana la curent, la apă și la ce mai trebuia. Nu prea mă pricep la lucrurile acestea, Timotei le-a făcut. Și imediat cum totul a fost gata, am așezat caravana, ne-am adus toate plapuma, tot ce avem nevoie și bineînțeles că am adus și termomixul cu mine și am gătit aseară paste. Nu am filmat nimic pentru că eram foarte obosit și ne era foarte foame. Așa că aseară după ce am mâncat am mai stat un pic și ne-am pus la somn pentru că eram foarte obosiți. Făcut un pic curat ca să nu lăsăm haos pentru dimineață. Și astăzi, după cum am spus, este sâmbătă. Am rămas eu la caravană, Timotei este afară ca să mă lase pe mine să filmez. Am venit și cu David și Livia. David este verișorul lui Timotei. Caravana este mare, este pentru 4 persoane, dar o să vă arăt imediat turul caravanei. Ei au plecat la magazin ca să facă ceva cumpărături. Avem cumpărăturile pentru micul dejun, dar am vrut să avem pregătite și cumpărăturile pentru amiază spre seară. Așa că ei au mers să facă cumpărăturile, eu am stat și m-am relaxat un pic și mi-am băut cafeaua. Cam atât am făcut până acum. Acum o să iau camera și o să fac și turul caravanei noastre, pentru că posibil să mai fi văzut câteva poze pe Instagram dacă mă urmăriți acolo, dacă nu o să fie așa pentru prima dată. Îmi place foarte mult caravana. Am luat-o în luna martie și acum suntem în mai și am reușit și noi să ieșim pentru prima dată. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct într-o caravană de care nu aveam idee când am cumpărat-o, dar da, suntem gata. Nu v-am spus zona în care suntem. Am venit în Wales, dacă știți cumva harta Angliei. Este cumva în nord-vest. Dacă nu mă înșel, sper că am dreptate. Lângă noi este muntele Snowdon. Zona aceasta mai este cunoscută și drept Snowdonia, așa că este o zonă foarte populară aici în Anglia și foarte frumoasă. Abia aștept să scot camera afară și să vă arăt cum arată acum ziua. Este superb, îmi place foarte mult. Și da, planul pe astăzi este să facem micul dejun, să mâncăm, să... mergem într-o drumeție pe aici prin zonă și cam atât pentru astăzi. Cred că o să mai adăugăm pe parcursul zilei, depinde cum o să ne simțim și dacă o să avem energie sau nu. Și ca să nu mă mai lungesc, o să iau imediat camera și să nu mai țin pe Timotei afară. O să iau camera și o să filmez turul caravanei. Ia uitați cum așteaptă Timotei afară. Haideți că mă duc afară ca să încep cu exteriorul. Așa arată caravana. Este din anul 2015, dacă nu mă înșel. Nu o să dau prea multe detalii tehnice pentru că nu mă pricep. Aici îl avem pe Timotei care m-a așteptat să termin turul caravanei. Și da, câți metri are? Stați să întreb aici detaliile tehnice. Ce? Câți metri are lungime caravana? 7,3. Și altceva ce ar trebui să mai zici despre caravană?
Așa, detalii tehnice. Da, nu-i nevoie. Nu-i nevoie, nu? Ok, deci așa arată caravana. Este de 4 persoane, nu? Da. Ok. Și aici este ușa de la intrare. Cum intrăm aici în stânga, avem livingul. Stați să mă dau mai în spate. Avem două canapele, geamurile. Aici avem locuri pentru depozitare. Am adus tot ce aveam nevoie și aici avem un geam absolut superb care are așa foarte multă lumină și ne place foarte mult. Aceste două canapele se unesc aici pe mijloc și fac pat, de aceea am spus că este pentru 4 persoane. Iar această caravană are și sistem audio, are și boxe. După cum v-am spus, prea mă pricep așa la detalii tehnice. Aici, după cum v-am spus, acest minunat geam este absolut superb. Aici avem bucătăria, avem tot ce ne trebuie. Aici este frigiderul, aragazul, cuptorul. Avem foarte multe dulapuri și foarte multe locuri de depozitare. Am pus deja mâncarea seară. După cum v-am spus, am și gătit. Și ia uitați ce frumos este acest geam. Numai bun de spălat vasele. Aici avem ceva vase în ghiuvetă pentru că am făcut cafeaua dimineața. Iar aici avem minunatul nostru Thermomix. L-am luat, aseară am făcut mâncare și astăzi avem ceva planificat tot la Thermomix. Iar pe partea aceasta aici avem cuptorul cu microunde. Totul funcționează perfect. Am verificat, de fapt, Timotei a verificat. Iar aici avem minunata noastră comoară, aparatul de cafea. Inițial eu nu am vrut să-l aduc, dar Timotei a insistat să-l aducem și a fost cea mai bună decizie. Chiar este ceea ce ne trebuie nouă în vacanță. Și cam atât cu aparatul de cafea. Avem foarte multe lumini, avem foarte multe prize, totul este foarte fain. Aici este dormitorul, dacă pot spune așa. Aici este patul nostru și avem foarte multe locuri de depozitare și aici totul este pus. Aici avem un geam și din pat ne putem uita la cer și un geam aici care și acesta este superb. Îmi place foarte mult să am așa multă lumină și avem și LED-urile acestea care ne ajută. Seara se vede superb. Aici alte dulapuri pentru depozitare. Voiam să vă arăt. Stați să mut aici telefoanele. Eram la partea aceasta în care vă arătam cum se fac două camere, dar mi-a murit bateria și am pus-o un pic la încărcat, dar așa arată, chiar sunt două camere foarte bine definite și între timp Timotei a venit în bucătărie ca să gătească. Sper să nu facă prea multă gălăgie și să pot filma. Se trag aici înapoi. Și acum mai merg la baie. Aici avem oglindă, chiar lângă pat, să ne vedem frumos. Iar aici este baia. Aici avem toaleta, avem altă oglindă, mai mare și mai frumoasă. Așa arată aici oglinda, ghiuveta. Avem aici și dulap, am pus ceva produse, cred că deja acolo. Iar aici avem minunatul duș, foarte fain. Timotei a făcut duș aseară. Aici avem produsele, aici este dușul, este foarte mare și foarte încăpător. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru la caravană, că este încăpătoare și mai ales baia este foarte mare și foarte faină. Și cam atât cu turul acestei caravane.
O să mergem să gătim un pic. O să merg să-l ajut și pe Timotei să gătească micul dejun și ne vedem mai târziu. Asta e cam stricat. Trebuie să pierd lucruri în fără aia. Mă buc și o mașină. Ceva. Să vad în filmare. Ai auzit, Beri? Mai multe cumpără. Să le afară. Cel mai bun burger. Ia zi, David. Cel mai bun burger ever. Plenty of walks up there. Yeah, you can walk any of these mountains from the campsite. Yeah. This is usually a popular one because I set this walk up. It's a circular walk. All right. You'd go up Elephant Mountain over there. Yeah. And when you come back down, you come back different down from... right at the pub. Oh, really? So people sort of do it as a start about midday. Yeah. And they come down and have food and Maybe we can do that tomorrow. Am mâncat micul dejun și după aceea ne-am pus la somn pentru că eram foarte obosiți, desigur. Acum ne-am trezit și am băut cafea și am zis să facem un traseu aici în apropiere. Ia uitați cum se aude râul. Este superb. Am obosit un pic. O să întorc camera ca să vă arăt priveliștea. Acolo este oceanul. Și noi tot urcăm. Mă, dar tu ce faci, măi? Mă scap în cap. Activități! Gata? Te-a ajuns? Asta e lumina.
Stricăm astea la copii. Hei, da. Dar zice faină, nu? Ia pe bine că stai. Sunt doi călăi. Am venit și la ocean ca să vedem apusul și este superb. O să întorc camera să vă arăt, dar zona aceasta este incredibil de frumoasă și mirosul de alge, nu știu, vai, superb. Abia aștept să ne plimbăm pe aici, pe plajă și, vai, și soarele este divin. Abia aștept să ne uităm la apus împreună. Îmi place așa de mult cum se văd munții aceștia și oceanul. Absolut superb! Wow! Ne-am întors la caravană. Am făcut și ceva cumpărături ca să facem burger. Thank you.
disperați. Timotei pune piper și sare ca să vadă pe ei. Mă pui alea gâne? Asta este rețeta secretă de cartofi la cuptor al lui David. Acum vine, întinde-i bine, așa, și te n-ai bagă la cuptor. Eu îi pun la cuptor, cum să nu. Perfect! Stai, nu? Nu, ce? Pentru săptămână. Avem chiar copii. Aici avem sos de usturoi a la Timotei. Aici avem cașcaval cu ceapă caramelizată, roșii și castraveți murați. Aici avem cartofii care sunt aproape gata. Vai, nu mai pot de foame. Astăzi este duminică, am plecat de la caravană pentru că o să mergem să facem un traseu de 5 ore. Sper să rezistăm atâta timp, este ora 1, am mâncat, am mai stat în caravană, vremea este superbă. Tor camera ca să vă arăt peisajul. O să vă iau cu mine pe traseu. Aici este caravana și mașina noastră și voiam să vă arăt un pic și zona, dar mai ales vremea de astăzi este superb. Mergem spre recepție pentru că acolo este harta cu traseul, așa că o să am ce filma. Thank you.
dimineața, ne pregătim să plecăm. Ia ghicit, avem pană, de fapt am avut pană. Băieții încearcă să prindă caravana ca să plecăm. Chiar am prins o vreme foarte faină în weekend, acum este foarte norat și a plouat toată noaptea. Ia uitați ce nori mari! Wow. Sperăm să putem să plecăm și să nu fie nicio problemă cu roata. Mergească. Da. Ce te filmez cum repare aici. Da? Ce vrei? E gata în caravană tot? Da. E, hai, e mașină cu mine. Eu am făcut... Eu am strâns tot ce aveam de strâns în caravană. Doar băieții să prinde caravana și să sperăm că roata nu o să se strice din nou.